Biblioteca Municipală George Radu Melidon va găzdui vineri 3 februarie 2017, începând cu orele 13, seria 9 a activităților Cenaclului Literar Clepsidra. Acestea o mare încărcătură spirituală, programul seriei 9 a manifestărilor cuprinzând o varietate de acțiuni și un invitat de mare calibru, scriitorul de origine ciliană, Mario Castro Navarrete. Cenaclul Clepsidra își reia activitatea, începând cu data de 3 februarie 2017, la ora 13 la Biblioteca Municipală George Radu Melidon. Este o serie nouă și primul episod al Cenaclului va avea invitat ca în deschidere pe poetul cilian, de origine ciliană, care trăiește din 1974 în România, la Iași, Mario Castro Navarrete. Vor fi mai multe secvențe incluse în acest program al episodului 1, cuvânt de redeschidere, repere biografice ale invitatului nostru, vocea poetului, adică o lectură din volumul care se lansează, poezia lucrurilor simple, lansare de carte, vocea criticului. Președintele Cenaclului Clepsidra este poetul Lucian Strochi, membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar președinte de onoare al Cenaclului este profesorul Gheorghe M. Ciobanu. Cenaclul are și un senat, din care fac parte nume de referință ale culturii nemțene, Lucian Strochi, Violeta Lăcătușu, Mircea Bostan, Alexandru Mihail, Dan Gabriel Arvătescu, Constantin Adamovici, Natalia Rusu, Ion Dobreanu, Alexandru Kramer, Cecilia Bănică, Pal, Mihai Știrbu, Iosif Haidu și Cristinel Prisecaru. Președintele Cenaclului este domnul Lucian Strochi, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași. Domnia sa va veni, desigur, ca de obicei, de la Piatra Neamț. Președintele de onoare al Cenaclului, trebuie să o spun, este domnul profesor Gheorghe A.M. Ciobanu. Cenaclul are un senat, senatul Cenaclului este alcătuit din membrii din scriitori, artiști plastici și iubitori de frumos din Roma. Alte secvențe ale Cenaclului vor mai fi poetul cetății. De data aceasta vom fi onorați să-l avem la această secvență pe poetul Mircea Bostan. Apoi slavă ție, Doamne, lirică religioasă, o rubrică realizată în colaborare cu trupa de teatru Gong din Roman. Lui Eminescu, poemă nouă, 2017, reia mediatizarea proiectului inițiat în ianuarie, cu lirică inedită dedicată poetului Mihai Eminescu. Din programul primei ediții a Cenaclului nu vor lipsi lecturile, audiții ale unor voci celebre ca cea a poetului Marin Sorescu, precum și momente de lirică religioasă. Momentul la aniversară va cuprinde sărbătorirea scriitoarei Violeta Lăcătușu, recent premiată de Uniunea Scriitorilor din România. Să ne aducem aminte, Marin Sorescu, microeseu de Mircea Bostan, vom avea prilejul să ascultăm și vocea poetului Marin Sorescu, o preluare de la Radio România Cultural. De asemenea, Dor de România Mare 2018 este o secvență care face trimitere, desigur, la anul viitor, care când vom serba 100 de ani de la Marea Unire. Și, sigur, trebuie să fie un moment în care să ne strângem pentru a nu lăsa să treacă momentul nemarcat așa cum se cuvine. Poate că se va reînfăptui Marea Unire de la 1918. Un artist, o operă, aici l-avem invitat pe maestru Iosif Haidu, bine cunoscut artist tămășcan și nu numai. La aniversară vom serva un nativ al lunii februarie și pot să dezvălui pentru dumneavoastră și pentru cei care ne ascultă că o vom aniversa pe scriitoarea și profesoara Violeta Lăcătușu. În cadrul manifestărilor va exista un moment de discuții, sesiuni de autografe pe cărți publicate la editura Papirus Media. Momentele artistice vor fi susținute de pianistul Ștefan Buzdugan și de Florin Țuțuianu, cantautor de muzică folk, membru al Cenaclului Avangarda 22 din Bacău. De asemenea, colobiu o să reunească discuții, recenzii, concluziile Cenaclului, vorbele de cuvânt ale celor prezenți la eveniment. Argumentul sesiunii de autografe, desigur, este o secvență dedicată
își va argumenta demersul artistic literar în fața celor prezenți. Va oferi apoi autografe pe cartea care va fi luată de cei care participă la eveniment. Avem și o expoziție de carte. Ne dorim ca în viitor să invităm mai multe edituri din zonă să participe la această expoziție de carte. Deocamdată o să fie cărți de la Papyrus Media în primul rând și apoi sigur alte cărți de la alte edituri din zona. În deschiderea evenimentului vom asculta muzică, vom avea interludii muzicale, Ștefan Buzdugan la pian. Activitățile Cenaclului Clepsidra vor continua pe parcursul acestui an, organizatorii dorind să reînvie la Roman tradiția cenaclurilor literare de dinainte de Revoluție, când la Roman a funcționat cenaclul Cezar Petrescu, care a lansat numele multor scriitori romașcani. După Revoluție, o bună perioadă a funcționat cenaclul Arcadia, al cărui promotor a fost regretatul Puiu Costea, director al Gazetei de Roman. Cenaclul care și-a desfășurat activitatea în anii 1995 până în 2000. Manifestările primei ediții a seriei noi a Cenaclului Clepsidra vor fi transmise în direct de postul de televiziune Roman 24.